suprafață de 10.000 de hectare de teren și o capacitate de stocare de 38.000 de tone de cereale. Ultima perioadă am investit foarte mult în zootehnie și în utilaje agricole. De anul trecut am investit cam 5 milioane de euro în utilaje agricole. Începem cu niște felicitări. Să crească mare firma noastră, că am înțeles că aveți deja 25 de ani. Dați-ne câteva repere în cifre a acestor 25 de ani până astăzi. Ne bucurăm în primul rând că vă avem împreună aici la aniversarea celor 25 de ani și suntem bucuroși să vă spunem că în cei 25 de ani de activitate, activitatea grupului Max Agro a avut un trend crescător an de an. Am ajuns anul acesta la 10.000 de hectare, aproximativ, de teren lucrat cultură mare. Avem 2.000 de vaci de lapte, Holstein, toate cu o producție peste media din țara noastră. Și asta ne face mândri că avem o genetică de top. Avem o cifră de afaceri de aproximativ 50 de milioane de euro anual. Investiții făcute în ultimii ani de peste 100 de milioane de euro în tehnică de ultimă generație. Și aici am investit foarte mult în mediu, în scăderea consumurilor pe utilaje, pe inclusiv ferma de vaci e legată cu un sistem de biogaz care practic elimină dejecțiile mediu, practic am rezolvat problema asta a mediului care ne doare foarte tare. Și avem undeva aproximativ 300 de angajați pe tot grupul și suntem o firmă românească și ne mândrim că, cum să zic, suntem români, suntem una dintre cele mai, eu știu, mari firme din țară în domeniul agroindustrial. Vacile, cum observați la picior, au pedometre care în momentul în care intră în sala de mâns sunt citite de aparate care mai departe ne oferă informații vis-a-vis de calitatea laptelui și cantitățile de lapte pe care îl produce fiecare animal. La 3,5 grade și depozitat în bazinele noastre, că avem două bazine, unul de 40.000 și unul de 25.000 de litri. Da, este orice fermă încearcă să-și creeze vaca lui, cu ghilimele de rigoare. Asta înseamnă că trebuie să treci, să ai vaca, să o însămânțezi, să aștepți să fica să crească, la rândul ei să fie, pentru că și să stea în același adăpost. Este foarte important la acest nivel să creezi acea vată cu imunologia fermei. Am solide și lichide care le avem din fermă și silos de porumb pe care îl producem noi. Toate aceste rețete de producere sunt aprobate și agreate de ANRE, sunt monitorizate permanent prin analizele pe care le fac. Energia produsă este băgată în rețea, vândută, da, de statul român. Energia termică, în schimb, este recuperată de noi, folosită astăzi pentru ferma de vaci, în special pentru încălzirea apei, încălzirea sălii de muls, și pe viitor va fi către un sistem de uscare a cerealelor, care este o componentă importantă. Cum bine ați văzut, la intrare în fermă am avut cereale, erau puse pe jos. Acele cereale puteau să ajungă rapid în silozul de uscare. Lucru care se va întâmpla anul viitor, mai mult ca sigur va fi. Dejecțiile suferă o anumită transformare. Ele vin de acolo cu o încărcătură amoniacală foarte mare. În momentul în care ajung aici și, bineînțeles, bacteriile le prelucrează, digestatul acesta iese din cele două bazine. Totul se întâmplă automat, precizez, deci nu umblă nimeni la el. Trece prin două separatoare. Separatorul acela nu face decât să selecteze solidul de lichid. Solidul, o să vedeți, este o groapă special amenajată, da? Este lăsat loco, lichidul este transmis în două lagune pe care le avem, da? După
la o anumită ritmicitate și, bineînțeles, în funcție de planul de fertilizare aprobat și ceea ce v-a spus domnul Ioji, care se ocupă de partea de agricultură, este utilizat pe câmp. Absolut tot ce avem aici pleacă pe câmp. Lucru care este, cel puțin pentru structura fizico-chimică a pământului, este ideală. Aici, în agricultură, nu știu dacă e cel mai corect să spunem că nu avem concurență. Că aici, deci cum să zic, toată lumea lucrează și nu prea ne concurăm unii pe alții. Ne concurăm în ideea de a face lucruri mai bune. De exemplu, avem agricultură de precizie. Aici suntem undeva în topul pe național, aici în zonă, chiar nu știu, multe societăți care să aibă. Facem analize de teren an de an și venim cu îngrășăminte pe fiecare metru pătrat în funcție de necesarul care îl conține fiecare metru pătrat de teren, nu în funcție de parcele, cum știam înainte. Și aici chiar stăm foarte bine. La nivel național sunt câteva societăți mai mari ca ale noastre, Balta Marea Brăilei, Vasluiu, deci sunt câteva, dar cu cât e o fermă mai mare, deja se gestionează destul de greu. Noi, vreau să vă spun că am lucrat mai mult de 10.000 de hectare, am avut undeva la 15.000 de hectare, care erau împrăștiate inclusiv în județul Caraș, inclusiv la Sănicolau am avut terenuri, la care am renunțat pentru că e destul de greu de gestionat. Cele 10.000 de hectare care le lucrăm acum sunt în jurul localității Gătaia, deci undeva la 20 de kilometri maxim, și atunci e mult mai ușor de gestionat terenurile astea decât dacă te mai duci 100 de kilometri. De exemplu, lucram la Sănicolau Mare și când plecam cu utilajele la recoltat, plecam seara și ajungeam dimineața. 100 și ceva de kilometri, utilajele agricole merg undeva la 15-20 de kilometri la oră, deci vă dați seama, mergeam 8 ore ca să ajungem și atunci cresc costurile și atunci nu mai ești așa de bine eficient, plus nu poți să intervii. De exemplu, ai de făcut o erbicidare, o ții mult mai bine sub control dacă e lângă tine sau dacă durează o zi ca să ajungi cu un utilaj la să-i faci un tratament. Da, facem prestări servicii pentru multe societăți destul de puternice și lucrurile merg din ce în ce. Dacă acum 10 ani de zile societățile agricole nu aveau o dotare foarte bună, an de an fiecare fermă se dotează cu utilaje mai performante, mai puțin performante, depinde fiecare cum poate, și atunci treaba asta cu prestări servicii an de an e tot mai mică, dar ce se întâmplă? Fiecare se specializează pe un anumit segment. De exemplu, dacă ai mașini de erbicidat, trebuie să fii foarte bun acolo și merită să investești, pentru că o mașină de erbicidat costă câteva sute de mii de euro. Atunci un fermier mic nu își permite să cumpere o mașină de dimensiunea asta. Noi iarăși avem mai multe mașini de erbicidat, ne facem treaba noastră și atunci, dacă ne rămâne timp, mergem și facem prestări servicii pentru alte societăți. În ultimii 3 ani de zile, an de an, investim undeva peste 5 milioane de euro doar în echipamente agricole, tractoare, combine, utilaje. Acum 10 ani de zile am avut câteva proiecte pe fonduri europene care erau mult mai mici și a fost o bulă de aer atunci, pe vremea aia, câte 500 de mii de euro sau eu știu cum erau proiectele alea, care ne-au ajutat să cumpărăm echipamente mai mari, mai performante, dar acum, în ultimii ani, noi, nu fiind o fermă mare, nu mai putem accesa proiecte pe fonduri europene, că nu suntem eligibili. Și atunci toate utilajele achiziționate sunt pe credit sau pe leasing și nu avem niciun partener extern. Am încercat o asociere cu un fond american, am mai avut tot felul de, dar n-am reușit să ne înțelegem. Și atunci suntem, deci e o afacere de familie, o afacere românească, suntem implicați familia mea, cu a fratelui meu și părinții noștri, deci e o afacere de familie românească și toate fondurile, toate finanțările sunt de la bănci românești și de la firme de leasing românești.
în privința investițiilor care dorim să le facem, avem un plan ambițios de investiții, bineînțeles dacă ne va permite financiar. În următorii ani în următorii 5 ani de zile avem un plan ambițios de investiții trebuie să mai continuăm în tehnologie, în utilaje agricole, încă n-am terminat investițiile și asta trebuie făcut an de an, deci avem în continuare peste 5 milioane de euro an de an în echipamente agricole. Vom investi în continuare în agricultură de precizie, pentru că acolo reducem impactul asupra mediului, cum v-am spus, îngrășăminte în funcție de fiecare metru pătrat, nu pe parcelă sau pe... Asta ar fi a doua și aici investim iarăși câteva sute de mii de euro an de an pentru a îmbunătăți calitatea solului, a o aduce la un pH de cât mai aproape de 7, pentru că terenurile noastre sunt aici acide și atunci trebuie inclusiv venim cu tot felul de amendamente, de a îmbunătăți, de a scădea aciditatea solului. După aia avem un plan în continuare, vrem să facem un FNC-ul pentru de nutrețiuri combinate cu un uscător modern, că ne lipsește, avem silozuri, avem capacitate de a stoca 40.000 de metri cub de cereale, ceea ce e suficient pentru ferma noastră, dar n-avem uscători și atunci avem un uscător de capacitate mare, un FNC-ul de capacitate și încă o hală pentru depozitare. Deci în anul următor, un proiect care în următorul an sperăm să-l finalizăm. Numai ce am reușit să finalizăm în zootehnie un adăpost de 600 de capete pe care o să-l vedeți dacă o să mergeți și bineînțeles an de an investițiile vor continua și sperăm să ne, nu neapărat să creștem ca suprafață, dar am vrea ca să creștem ca producție, să fim mai eficienți, să producem mai mult cu probabil aceleași costuri.